Epistola către Tita, Sfântului Apostol Pavel, capitolul 1. Pavel, robul lui Dumnezeu și apostol al lui Iisus Hristos, după credința aleșilor lui Dumnezeu și după cunoștința adevărului cel întocmai cu dreapta credință, într-o nădejdea vieții veșnice pe care a făgăduit-o mai înainte de anii viacurilor Dumnezeu care nu minte și care, la timpul cuvenit, și-a făcut cunoscut cuvântul său, prin propovăduirea încredințată mie după porunca Mântuitorului nostru Dumnezeu. Lui Tit, adevăratul fiu după credința cea de obște, har, milă și pace de la Dumnezeu Tatăl și de la Domnul nostru Iisus Hristos, Mântuitorul nostru. Pentru aceasta te-am lăsat în Creta, ca să îndreptezi cele ce mai lipsesc și să așezi preoți prin cetăți, precum ți-am rânduit. De este cineva fără de prihană, bărbat al unei femei, având fii credincioși, nu sub învinuire de desfrânare sau neascultători, căci se cuvine ca episcopul să fie fără de prihană, ca un iconom al lui Dumnezeu, neîngânfat, nu gravnic la mânie, nu dat la băutură, pașnic, nepoftitor de câștig urât, ci iubitor de străini, iubitor de bine, înțelept, drept, cuvios, cumpătat, ținându-se de cuvântul cel credincios al învățăturii, ca să fie destoinic și să îndemne la învățătura cea sănătoasă și să mustre pe cei potrivnici. Pentru că mulți sunt răzvrătiți, grăitori în deșert și înșelători, mai ales cei din tăierea împrejur, cărora trebuie să li se închidă gura ca unora care răzvrătesc case întregi, învățând pentru câștig urât cele ce nu se cuvin. Unul dintre ei, chiar un proroc al lor, a rostit: cretanii sunt pururea mincinoși, fiare rele, pântecelenește. Mărturia aceasta este adevărată, pentru care pricină mustrei cu asprime ca să fie sănătoși în credință și să nu dea ascultare bazmelor iudaicești și poruncilor unor oameni care se întorc de la adevăr. Toate sunt curate pentru cei curați, iar pentru cei întinați și necredincioși, nimeni nu este curat, ci li s-au întinat lor și mintea și cugetul. Ei mărturisesc că îl cunosc pe Dumnezeu, dar cu faptele lor îl tăgăduiesc, urâcioși fiind, nesupuși și la orice lucru bun netrebnici. Epistola către Tit, a Sfântului Apostol Pavel, capitolul al doilea. Dar tu grăiește cele ce se cuvin învățăturii sănătoase, bătrânii să fie treji, cinstiți, întregi la minte, sănătoși în credință, în dragoste, în răbdare, bătrânele de asemenea să aibă în înfățișare sfințită cuviință, să fie neclevetitoare, nerobite de vin mult, să învețe bine, să învețe de bine, ca să înțelepțească pe cele tinere, să-și iubească bărbații, să-și iubească copiii și să fie cumpătate, curate, gospodine, bune, plecate bărbaților lor, ca să nu fie defăimat cuvântul lui Dumnezeu. Îndeamnă de asemenea pe cei tineri să fie cumpătați. Întru toate arată-te pe tine pildă de fapte bune, dovedind în învățătură neschimbare, cuviință, cuvânt sănătos și fără prihană, pentru ca cel potrivnic să se rușineze, neavând de zis nimic rău despre noi. Slugile să se supună stăpânilor lor întru toate, ca să fie bine plăcute, neîntorcându-le vorba, să nu dosească ceva, ci să le arate toată buna credință, ca să se facă de cinste, întru toate învățătura Mântuitorului nostru Dumnezeu. Căci harul Mântuitor al lui Dumnezeu s-a arătat tuturor oamenilor, învățându-ne pe noi să le pădăm fără de legea și poftele lumești și în viacul de acum să trăim cu înțelepciune, cu dreptate și cu cucernicie și să așteptăm fericita nădejde și arătarea slavei mare lui Dumnezeu și Mântuitorului nostru Hristos Iisus, care s-a dat pe sine pentru noi ca să ne izbăvească de toată fără de legea și să-și curățească lui popor ales râvnitor de fapte bune. Acestea grăiește, îndeamnă și mustră cu toată tăria, nimeni să nu te disprețuiască. Epistola către Tita, Sfântului Apostol Pavel, capitolul al treilea. Adu-le aminte să se supună stăpânirilor și dregătorilor, să asculte, să fie gata la orice lucru bun, să nu defaime pe nimeni, să fie pașnic, să fie îngăduitori, arătând întreaga blândețe față de toți oamenii. Căci și noi eram altădată fără de minte, neascultători, amăgiți, slujim poftelor și multor feluri de desfătări,
petrecând viața în răutate și pismuire, urâți fiind și urându-ne unul pe altul. Iar când bunătatea și iubirea de oameni a Mântuitorului nostru Dumnezeu s-au arătat, El ne-a mântuit nu din faptele cele întru dreptate săvârșite de noi, ci după a Lui îndurare, prin baia nașterii cele de a doua și prin înnoirea Duhului Sfânt, pe care l-a vărsat peste noi din belșug prin Iisus Hristos Mântuitorul nostru, ca îndreptându-ne prin harul Lui să ne facem după nădejde moștenitorii vieții celei veșnice. Vrednic de crezare este cuvântul și voiesc să adeverește acestea cu tărie, pentru ca aceia ce au crezut în Dumnezeu să aibă grijă să fie în frunte la fapte bune, că acestea sunt cele bune și de folos oamenilor. Iar de întrebările nebunești și de înșirări de neamuri și de certuri și de sfădirile pentru lege ferește-te, căci sunt nefolositoare și deșarte. De omul eretic, după întâia și a doua mustrare, depărtează-te, știind că unul ca acesta s-a abătut și a căzut în păcat, fiind singur de sine osândit. Când voi trimite pe Artemas la tine sau pe Tihic, sârguiește-te să vii la mine la Nicopole, căci acolo m-am hotărât să iernez. Pe Zenas, cunoscătorul de lege, și pe Apollo trimite-i mai înainte cu bună grijă, ca nimic să nu le lipsească. Să învețe și ai noștri să poarte grijă de lucrurile bune spre treburile cele de neapărată nevoie, ca ei să nu fie fără de roadă. Te îmbrățișează toți cei care sunt cu mine. Îmbrățișează pe cei ce ne iubesc într-o credință. Harul fie cu voi cu toți. Amin. Epistola către Filimon a Sfântului Apostol Pavel, capitolul 1. Pavel, cel pus în lanțuri pentru Iisus Hristos, și fratele Timotei, iubitului Filimon, împreună lucrător cu noi, și surorii Apfia și lui Arhip, cel împreună oștean cu noi, și bisericii din casa ta. Har vouă și pace de la Dumnezeu Tatăl nostru și de la Domnul Iisus Hristos. Mulțumesc pururea Dumnezeului meu, pomenindu-te rugăciunile mele, auzind despre dragostea ta și despre credința pe care o ai către Domnul Iisus și către toți sfinții, ca părtășia ta la credință să se facă lucrătoare în deplină cunoștință a oricărei fapte bune pe care o faceți pentru Hristos Iisus. Căci am avut multă bucurie și mângâiere din dragostea ta, întrucât inimile sfinților s-au odihnit prin tine, frate. De aceea, deși având întru Hristos tot dreptul să sporuncesc ce se cuvine, pentru dragoste îți fac mai degrabă rugăminte. Așa cum sunt eu, Pavel, ca un bătrân, iar acum și pus în lanțuri pentru Iisus Hristos, te rog pe tine, pentru fiul meu pe care l-am născut fiind în lanțuri Onisim, cel ce altădată nu ți era de folos, dar acum și ție și mie de folos, pentru aceasta ți l-am trimis pe el însuși, adică inima mea, primește-l. Eu vreau să-l țin la mine, ca în locul tău să-mi slujească mie, care sunt în lanțuri pentru Evanghelie, dar n-am voit să fac nimic fără de înconvințarea ta, ca fapta ta cea bună să nu fie ca de siră, ci de bunăvoie. Căci poate pentru aceea a fost despărțit de tine câtva timp, ca veșnic să fie al tău, dar nu ca un rob, ci mai presus de rob, ca pe un frate iubit, mai ales pentru mine, dar cu atât mai vârtos pentru tine și după trup și în Domnul. Deci, dacă mă socotești părtaș cu tine, primește-l pe el ca pe mine. Iar de te-a păgubit cu ceva sau ți este dator ceva, pune aceasta în socotarea mea. Eu, Pavel, am scris cu mâna mea, eu îți voi plăti ca să nu-ți spun că și tu îmi ești dator cu tine însuți. Da, frate, eu te rog, fă-mi binele acesta în Domnul. Liniștește inima mea, Hristos. Bine încredințat de ascultarea ta, ți-am scris ție, știind că vei face chiar mai mult decât cele ce îți spun. Ci odată cu aceasta pregătește-mi loc de găzduit, fiindcă nădăjduiesc că prin rugăciunile voastre voi fi dăruit vouă. Te îmbrățișează Epafras, cel închis împreună cu mine pentru Hristos Iisus, Marcu, Aristarh, Dimas, Luca, cei împreună lucrători cu mine. Harul Domnului nostru Iisus Hristos să fie cu Duhul vostru. Amin. Epistola către Evrei a Sfântului Apostol Pavel, capitolul 1. După ce Dumnezeu odinioară, în multe rânduri și în multe chipuri a vorbit părinților noștri prin proroci, în zilele acestea mai de pe urmă ne-a grăit nouă prin Fiul,
pe care l-a pus moștenitor a toate și prin care a făcut și viacurile, care fiind strălucirea slavei și chipul ființei lui și care ține toate cu cuvântul puterii sale, după ce a săvârșit prin el însuși curățirea păcatelor noastre, așezut de-a dreapta slavei întru cele prea înalte, făcându-se cu atât mai presus de îngeri, cu cât a moștenit un nume mai deosebit decât ei, căci căruia dintre îngeri i-a zis Dumnezeu vreodată, Fiul meu ești tu, eu astăzi te-am născut și iarăși, eu îi voi fi lui Tată și el îmi va fi mie fiu. Și iarăși când aduce în lume pe cel întâi născut, el zice, și să se închine lui toți îngerii lui Dumnezeu. Și de înger zice, cel ce faci pe îngerii săi duhuri și pe slujile și pe slujitorii săi pară de foc. Iar către Fiul, tronul tău Dumnezeule în viacul viacului, și toiagul dreptății este toiagul împărăției tale. Iubit ai dreptatea și ai urât fără de legea, pentru aceea te-a uns pe tine Dumnezeule, Dumnezeul tău, cu îndelemnul bucuriei, mai mult decât pe părtașii tăi. Și, într-un început, Doamne, pământul l-ai întemeiat și cerurile sunt lucru mâinilor tale, ele vor pieri, dar tu rămâi și toate ca o haină se vor învechi și ca pe un veșmânt le vei strânge și ca o haină vor fi schimbate, dar tu același ești și anii tăi nu se vor sfârși. Și căruia dintre îngeri a zis Dumnezeu vreodată, șezi de-a dreapta mea până când voi pune pe vrăjmașii tăi așternu picioarelor tale. Îngerii oare nu sunt toți duhuri slujitoare trimise ca să slujească pentru cei ce vor fi moștenitorii mântuirii? Epistola către Evrei a Sfântului Apostol Pavel, capitolul al doilea. Pentru aceea se cuvine ca noi să luăm aminte cu atât mai mult la cele auzite ca nu cumva să ne pierdem. Căci dacă s-a adeverit cuvântul grăit prin îngeri și orice călcare de poruncă și orice neascultare și-a primit dreapta răsplătire, cum vom scăpa noi dacă vom fi nepăsători la astfel de mântuire care, luând o bârșie din propovăduirea Domnului, ne-a fost adeverită de cei ce au ascultat-o, împreună mărturisind și Dumnezeu cu semne și cu minuni și cu multe feluri de puteri și cu darurile Duhului Sfânt împărțite după sa voință. Pentru că nu îngerilor a supus Dumnezeu lumea viitoare despre care vorbim, iar cineva a mărturisit undeva zicând, ce este omul, că-l pomenești pe el, sau fiul omului că-l cercetezi pe el. Micșoratul ai pe el cu puțin față de îngeri. Și cu mărire și cu cinste l-ai încununat și l-ai pus peste lucrurile mâinilor tale. Toate le-ai supus sub picioarele lui. Dar prin faptul că a supus lui toate, înțelegem că nimic nu i-a lăsat nesupus. Acum însă, încă nu vedem cum toate i-au fost supuse. Ci pe cel micșorat cu puțin față de îngeri, pe Iisus, îl vedem încununat cu slavă și cu cinste din pricina morții pe care a suferit-o, astfel că, prin harul lui Dumnezeu, el a gustat moartea pentru fiecare om, căci ducând pe mulți fii la mărire, îi se cădea aceluia, pentru care sunt toate și prin care sunt toate, ca să desăvârșească prin pătimire pe începătorul mântuirii lor. Pentru că și cel ce sfințește și cei ce se sfințesc dintr-unul sunt toți. De aceea nu se rușinează să-i numească pe ei frați zicând, spune voi fraților mei numele tău, în mijlocul bisericii te voi lăuda, și iarăși eu voi fi încrezător în el, și iarăși iată eu și pruncii pe care mi-a dat Dumnezeu. Deci de vreme ce pruncii s-au făcut părtași sângelui și trupului, în același fel și el s-a împărtășit de acestea ca să surpe prin moartea sa pe cel ce are stăpânirea morții, adică pe diavolul, și să izbăvească pe acei pe care frica morții ținea robie toată viața, căci într-adevăr nu a luat firea îngerilor, ci sămânța lui Avram a luat. Pentru aceea, dator era întru toate să se asemene fraților, ca să fie milostiv și credincios arhiereu în cele către Dumnezeu, pentru curățirea păcatelor poporului.
căci prin ceea ce a pătimit, fiind el însuși ispitit, poate și celor ce se ispitesc să le ajute. Epistola către Evrei a Sfântului Apostol Pavel, capitolul al treilea. Pentru aceia, frați sfinți, părtași chemării cerești, luați aminte la apostolul și arhiereul mărturisirii noastre la Iisus Hristos, care credincios a fost celui ce l-a rânduit, precum și Moise în toată casa lui. Pentru că acesta, Iisus, s-a învrednicit de mai multă slavă decât Moise, după cum are mai multă cinste decât casa cel ce a zidit-o. Căci orice casă e zidită de către cineva, iar ziditorul la toate este Dumnezeu. Moise a fost credincios în toată casa Domnului ca o slugă, spre mărturia celor ce erau să fie descoperite în viitor, iar Hristos a fost credincios ca fiu peste casa sa. Și casa lui suntem noi, numai dacă ținem până la sfârșit cu neclintire, îndrăzneala mărturisirii și lauda nădejdii noastre. De aceea, precum zice Duhul Sfânt, dacă veți auzi astăzi glasul lui, nu vă învârtoșați inimile voastre ca la răzvrătire în ziua ispitirii din pustie, unde m-au ispitit părinții voștri, m-au încercat și au văzut faptele mele timp de 40 de ani. De aceea m-am mâniat pe neamul acesta și am zis, pururea ei rătăcesc cu inima și căile mele nu le-au cunoscut, că m-am jurat în mânia mea nu vor intra într-o odihna mea. Luați seama, fraților, să nu fie cumva în vreunul din voi o inimă vicleană a necredinței ca să vă depărteze de la Dumnezeul cel viu, ci îndemnați-vă unii pe alții în fiecare zi, până ce putem să zicem astăzi, ca nimeni dintre voi să nu se învârtoșeze cu înșelăciunea păcatului, căci ne-am făcut părtași a lui Hristos numai dacă vom păstra temeinic, până la urmă, începutul stării noastre întru El. De vreme ce se zice, dacă veți auzi astăzi glasul Lui, nu învârtoșați inimile voastre ca la răzvrătire. Cine sunt cei care auzind s-au răzvrătit? Oare nu toți care au ieșit din Egipt prin Moise? Și împotriva cui a ținut mânie timp de 40 de ani? Au nu împotriva celor ce au păcătuit, ale căror oase au căzut în pustie? Și cui s-a jurat că nu vor intra într-o odihna sa, decât numai celor ce au fost neascultători? Vedem, dar, că n-au putut să intre din pricina necredinței lor. Epistola către Evrei a Sfântului Apostol Pavel, capitolul al patrulea. Să ne temem, deci, ca nu cumva câtă vreme ni se lasă făgăduința, să intrăm în odihna Lui, să pară că a rămas pe urmă cineva dintre voi, pentru că și nouă ni s-a binevestit ca și acelora, dar cuvântul propovăduirii nu le-a fost lor de folos, nefiind unit cu credința la cei care l-au auzit. Pe când noi, fiindcă am crezut, intrăm în odihnă, precum s-a zis, m-am jurat într-o mânia mea, nu vor intra într-o odihna mea, măcar că lucrurile erau săvârșite de la întemeierea lumii. Căci undeva despre ziua a șaptea a zis astfel, și s-a odihnit Dumnezeu în ziua a șaptea de toate lucrurile sale. Și în același loc, zice iarăși, nu vor intra într-o odihna mea. Deci, de vreme ce rămâne ca unii să intre în odihnă, iar aceia cărora mai înainte li s-a binevestit pentru nesupunerea lor n-au intrat. Dumnezeu hotărăște din nou o zi, astăzi rostind prin gura lui David, după atâta vreme, precum s-a zis mai sus, dacă veți auzi astăzi glasul lui, nu învârtoșați inimile voastre, căci dacă Iosua le-ar fi adus odihnă, Dumnezeu n-ar mai fi vorbit după acestea de o altă zi de odihnă. Drept aceea s-a lăsat altă sărbătoare de odihnă poporului lui Dumnezeu. Pentru că cine a intrat în odihna lui Dumnezeu s-a odihnit și el de lucrurile lui, precum Dumnezeu de ale sale.
Să ne silim deci ca să intrăm în acea odihnă, ca nimeni să nu cadă în aceeași pildă a neascultării, căci cuvântul lui Dumnezeu e viu și lucrător și mai ascuțit decât orice sabie cu două tăișuri și pătrunde până la despărțitura sufletului și duhului, dintre încheieturi și măduvă, și destoinic este să judece simțirile și cugetările inimii, și nu este nicio făptură ascunsă înaintea lui, ci toate sunt goale și descoperite pentru ochii celui în fața căruia noi vom da socoteală. Drept aceea, având arhiereu mare care a străbătut cerurile, pe Iisus, Fiul lui Dumnezeu, să ținem cu tărie mărturisirea, că nu avem arhiereu care să nu poată suferi cu noi în slăbiciunile noastre, ci ispitit întru toate după asemănarea noastră afară de păcat, să ne apropiem deci cu încredere de tronul Harului, ca să luăm milă și să aflăm har spre ajutor la timp potrivit. Epistola către Evrei a Sfântului Apostol Pavel, capitolul al cincilea. Căci orice arhiereu, fiind luat dintre oameni, este pus pentru oameni, spre cele către Dumnezeu, ca să aducă daruri și jertfe pentru păcate. El poate să fie îngăduitor cu cei neștiutori și rătăciți, de vreme ce și el este cuprins de slăbiciune. Din această pricină dator este, precum pentru popor, așa și pentru sine să jertfească pentru păcate. Și nimeni nu-și ia singur cinstea aceasta, ci dacă este chemat de Dumnezeu după cum și Aaron. Așa și Hristos nu s-a prea slăvit pe sine însuși, ca să se facă arhiereu, ci cel ce a grăit către el, Fiul meu ești tu, eu astăzi te-am născut. În alt loc se zice, tu ești preot în viac după rânduiala lui Melchisedec. El în zilele trupului său a adus cu strigăci și cu lacrimi, cereri și rugăciuni către cel ce putea să-l mântuiască din moarte, și auzit a fost pentru evlavia sa. Și deși era fiu, a învățat ascultarea din cele ce a pătimit și, desăvârșindu-se, s-a făcut tuturor celor ce-l ascultă pricină de mântuire veșnică. Iar de Dumnezeu a fost numit arhiereu după rânduiala lui Melchisedec. În privința aceasta avem multe de vorbit și lucruri grele de tâlcuit, de vreme ce v-ați făcut greoi la auz. Căci voi, care de multă vreme s-ar fi cuvenit să fiți învățători, aveți iarăși trebuință ca cineva să vă învețe cele din tâi începuturi ale cuvintelor lui Dumnezeu și ați ajuns să aveți nevoie de lapte, nu de hrană tare, pentru că oricine se hrănește cu lapte este nepriceput în cuvântul dreptății de vreme ce este prunc, iar hrana tare este pentru cei desăvârșiți, care au prin obișnuință simțurile învățate să deosebească binele și răul. Epistola către Evrei a Sfântului Apostol Pavel, capitolul al șaselea. De aceea, lăsând cuvântul de început despre Hristos, să ne ridicăm spre ceea ce este desăvârșit, fără să mai punem din nou temelia învățăturii despre pocăința de faptele moarte, și despre credința în Dumnezeu, a învățăturii despre botezuri, despre punerea mâinilor, despre învierea morților și despre judecata veșnică. Și aceasta vom face-o cu voia lui Dumnezeu, căci este cu neputință pentru cei ce s-au luminat odată și au gustat darul cel ceresc și părtași s-au făcut Duhului Sfânt și au gustat cuvântul cel bun al lui Dumnezeu și puterile viacului viitor, cu neputință este pentru ei, dacă au căzut, să se înnoiască iarăși spre pocăință, fiindcă ei răstignesc loruși a doua oară pe Fiul lui Dumnezeu și îl fac de batjocură. Țarina, când absoarbe ploaia ce se coboară adeseori asupra ei și rodește iarba folositoare celor pentru care a fost muncită, primește binecuvântarea de la Dumnezeu. Dar dacă aduce spini și ciulini, se face netrebnică și blestemul îi stă aproape, iar la urmă focul o așteaptă.
despre voi, iubiților, deși vorbim astfel, suntem încredințați de lucruri mai bune și aducătoare de mântuire, căci Dumnezeu nu este nedrept ca să uite lucrul vostru și dragostea pe care ați arătat-o pentru numele Lui, voi care ați slujit și slujiți sfinților, dorind dar ca fiecare dintre voi să arate aceeași râvnă spre adeverirea nădejdii până la sfârșit, ca să nu fiți greoi, ci următori ai celor ce prin credință și îndelungă răbdare moștenesc făgăduințele. Căci Dumnezeu, când a dat făgăduință lui Avraam, de vreme ce n-avea pe nimeni mai mare pe care să se jure, s-a jurat pe sine însuși zicând, cu adevărat binecuvântând te voi binecuvânta și înmulțind te voi înmulți. Și așa, având Avraam îndelungă răbdare, a dobândit făgăduința, pentru că oamenii se jură pe cel ce e mai mare și jurământul e la ei o chezășie și sfârșitul lor cărei neînțelegeri. În aceasta, Dumnezeu voind să arate și mai mult moștenitorilor făgăduinței, nestrămutarea hotărârii sale, a pus la mijloc jurământul, ca prin două fapte nestrămutate, făgăduința și jurământul, în care e cu neputință ca Dumnezeu să fi mințit, noi, cei ce căutăm scăpare, să avem îndemn puternic ca să ținem nădejdea pusă înainte, pe care o avem ca o ancoră a sufletului, neclintită și tare, intrând dincolo de catapeteasmă, unde Iisus a intrat pentru noi ca înainte mergător, fiind făcut arhiereu în viac după rânduiala lui Melchisedec. Epistola către Evrei a Sfântului Apostol Pavel, capitolul al 7-lea. Căci acest Melchisedec, rege al Salemului, preot al lui Dumnezeu cel prea înalt, care a întâmpinat pe Avraam pe când se întorcea de la nimicirea regilor și l-a binecuvântat, căruia Avraam i-a dat și zeciuială din toate, se tâlcuiește mai întâi rege al dreptății, apoi și rege al Salemului, adică rege al păcii, fără tată, fără mamă, fără spiță de neam, neavând nici început al zilelor, nici sfârșit al vieții, ci asemănat fiind Fiului lui Dumnezeu, el rămâne preot pururea. Vedeți, dar, cât de mare e acesta, căruia chiar patriarhul Avraam i-a dat zeciuială din prada de război, și cei dintre fiii lui Levi care primesc preoția, au poruncă după lege ca să ia zeciuială de la popor, adică de la frații lor, măcar că și aceștia au ieșit din coapsele lui Avraam. Iar Melchisedec, care nu-și trage neamul din ei, a primit zeciuială de la Avraam și pe Avraam care avea făgăduințele la binecuvântat. Fără de nicio îndoială, cel mai mic ia binecuvântare de la cel mai mare. Și aici iau zeciuială niște oameni muritori, pe când dincolo unul care e dovedit că este viu, și ca să spun așa, prin Avraam a dat zeciuială și Levi, cel ce lua zeciuială, fiindcă el era încă în coapsele lui Avraam când l-a întâmpinat Melchisedec. Deci, dacă desăvârșirea ar fi fost prin preoția leviților, căci legea s-a dat poporului pe temeiul preoției lor, ce nevoie mai era să se ridice un alt preot după rânduiala lui Melchisedec, și să nu se zică după rânduiala lui Aaron. Iar dacă preoția s-a schimbat, urmează nemai decât și schimbarea legii, căci acela despre care se spun acestea își ia obârșia dintr-o altă seminție de unde nimeni n-a slujit altarului. Știut fiindcă Domnul nostru a răsărit din Iuda, iar despre seminția acestora cu privire la preoți Moise n-a vorbit nimic. Apoi este lucru și mai lămurit că dacă se ridică un alt preot după asemănarea lui Melchisedec, el s-a făcut nu după legea unei porunci trupești, ci cu puterea unei vieți nepieritoare, căci se mărturisește, tu ești preot în viac după rânduiala lui Melchisedec. Astfel, porunca dată întâi se desfințează pentru neputința și nefolosul ei, căci legea n-a desăvârșit nimic, iar în locul ei își face cale o nădejde mai bună, prin care ne apropiem de Dumnezeu, ci încă a fost la mijloc și un jurământ,
căci pe când aceia s-au făcut preoți fără de jurământ, el s-a făcut cu jurământul celui ce i-a grăit, juratul s-a Domnul și nu se va căi, tu ești preot în viac după rânduiala lui Melchisedec. Cu aceasta, Iisus a făcut chezașul unui mai bun testament. Apoi, acolo s-a ridicat un șir de preoți, fiindcă moartea îi împiedica să dăinuiască, aici însă Iisus, prin aceea că rămâne în viac, are o preoție netrecătoare, veșnică. Pentru aceasta și poate să mântuiască de săvârșit pe cei ce se apropie prin el de Dumnezeu, căci pururea e viu ca să mijlocească pentru ei. Un astfel de arhiereu se cuvenea să avem, sfânt, fără de răutate, fără de pată, osebit de păcătoși, și fiind mai presus decât cerurile, el nu are nevoie să aducă zilnic jertfe ca arhierei, întâi pentru păcatele lor, apoi pentru ale poporului, căci el a făcut aceasta odată pentru totdeauna, aducându-se jertfă pe sine însuși. Căci legea pune ca arhierei oameni care au slăbiciune, pe când cuvântul jurământului venit în urma legii pune pe Fiul desăvârșit în viacul viacului. Epistola către Evrei a Sfântului Apostol Pavel, capitolul al 8-lea. Lucru de căpetenie din cele spuse este că avem astfel de arhiereu care, așezut de-a dreapta tronului slavei în ceruri, slujitor altarului și cortului celui adevărat, pe care l-a înfipt Dumnezeu și nu omul. Apoi, orice arhiereu este pus ca să aducă daruri și jerfe, de aceea trebuincios era ca și acest arhiereu să fie avut ceva ce să aducă. Dacă ar fi pe pământ, nici n-ar fi preot, fiindcă aici sunt aceia care aduc darurile potrivit legii, care slujesc închipuirii și umbrei celor cerești, precum a primit poruncă Moise când era să facă cortul. Ia seama, zice Domnul, să faci toate după chipul ce ți-a fost arătat în munte. Acum însă, arhiereul nostru a dobândit o slujire cu atât mai deosebită, cu cât este și mijlocitorul unui testament mai bun, ca unul care este întemeiat pe mai bune făgăduințe. Căci dacă testamentul cel din tâi ar fi fost fără de prihană, nu s-ar mai fi căutat loc pentru al doilea. Ci Dumnezeu îi mustră și le zice, iată vin zile, zice Domnul, când voi face cu casa lui Israel și cu casa lui Iuda testament nou, nu ca testamentul pe care l-am făcut cu părinții lor în ziua când i-am apucat de mână, ca să-i scot din pământul Egiptului, căci ei n-au rămas în testamentul meu, de aceea și eu i-am părăsit, zice Domnul. Că acesta e testamentul pe care îl voi face cu casa lui Israel, după acele zile, zice Domnul, pune voi legile mele în cugetul lor și în inima lor le voi scrie și voi fi lor Dumnezeu și ei vor fi poporul meu. Și nu va mai învăța fiecare pe vecinul său și fiecare pe fratele său zicând cunoaște pe Domnul, căci toți mă vor cunoaște de la cel mic până la cel mai mare al lor. Căci voi fi milostiv cu nedreptățile lor și de păcatele lor nu-mi voi mai aduce aminte. Și zicând nou, Domnul a învechit pe cel din tâi. Iar ce se învechește și îmbătrânește, aproape este de pieire. Epistola către Evrei a Sfântului Apostol Pavel, capitolul al 9-lea. Deci și cel din tâi așezământ avea o rânduiel pentru slujba dumnezeiască și un altar pământesc, căci s-a pregătit cortul mărturiei. În el se aflau mai întâi sfeșnicul și masa și pâinele punerii înainte, partea aceasta se numește Sfânta. Apoi, după catapeteazma a doua, era cortul numit Sfânta Sfintelor. Având altarul tămâierii de aur și chivotul așezământului ferecat peste tot cu aur, în care era năstrapa de aur care avea mana, era toiagul lui Aaron ce o drăslise și tablele legii. Deasupra chivotului erau heruvimii slavei care umbreau altarul împăcării,
Despre acestea nu putem acum să vorbim cu deamănuntul. Astfel, fiind întocmite aceste încăperi, preoții intrau totdeauna în cortul cel dintâi, săvârșind slujbele dumnezeiești. În cel de-al doilea însă, numai arhiereul, odată pe an, și nu fără de sânge pe care îl aducea pentru sine însuși și pentru greșelile poporului. Prin aceasta, Duhul Sfânt ne lămurește că drumul către Sfânta Sfintelor nu era să fie arătat câtă vreme cortul întâi mai sta în picioare, care era o pildă pentru timpul de față și însemna că darurile și jertfele ce se aduceau n-aveau putere să desăvârșească cugetul închinătorului. Acestea erau numai legiuiri pământești despre mâncăruri, despre băuturi, despre felurite spălări și erau porunci până la vremea îndreptării. Iar Hristos, venind arhiereu al bunătăților celor viitoare, a trecut prin cortul cel mai mare și mai desăvârșit, nu făcut de mână, adică nu din zidirea aceasta. El a intrat odată pentru totdeauna în Sfânta Sfintelor, nu cu sânge de țap și de viței, ci cu însuși sângele său, și a dobândit o veșnică răscumpărare. Căci dacă sângele țapilor și altaurilor și cenușa juninci, stropind pe cei spurcați, îi sfințește spre curățirea trupului, cu cât mai mult sângele lui Hristos, care prin Duhul cel veșnic s-a adus lui Dumnezeu pe sine jertfă fără de prihană, va curăți cugetul vostru de faptele cele moarte ca să slujiți Dumnezeului celui viu. Și pentru aceasta el este mijlocitorul unui nou testament, ca prin moartea suferită spre răscumpărarea greșelilor de sub întâiul testament, cei chemați să ia făgăduința moștenirii veșnice. Căci unde este testament, trebuie neapărat să fie vorba despre moartea celui ce a făcut testamentul. Un testament ajunge temeinic după moarte, fiindcă nu are nicio putere câtă vreme trăiește cel ce l-a făcut. De aceea, nici cel dintâi n-a fost sfințit fără sânge. Într-adevăr, Moise, după ce a rostit față cu tot poporul toate poruncile din lege, luând sângele cel de viței și de țapi, cu apă și cu lână roșie și cu isop, a stropit și cartea și pe tot poporul și a zis: acesta este sângele testamentului pe care l-a poruncit vouă Dumnezeu. Și a stropit de asemenea cu sânge cortul și toate vasele pentru slujbă. După lege, aproape toate se curățesc cu sânge și fără vărsare de sânge nu se dă iertare. Trebuie dar ca chipurile celor din ceruri să fie curățite prin acestea, iar cele cerești înseși cu jertfe mai bune decât acestea. Căci Hristos n-a intrat într-o sfântă a sfintelor făcută de mâini, închipuirea celei adevărate, ci chiar în cer, ca să se înfățișeze pentru noi înaintea lui Dumnezeu, iar nu ca să se aducă pe sine în sujerfă de mai multe ori, ca arhiereul care intră în sfânta sfintelor cu sânge străin în fiecare an, altfel ar fi trebuit să pătimească de mai multe ori de la întemerea lumii. Ci acum, la sfârșitul viacurilor, s-a arătat odată spre ștergerea păcatului prin jertfa sa. Și precum este rânduit oamenilor odată să moară, iar după aceea să fie judecata, tot așa și Hristos, după ce a fost adus odată jertfă ca să ridice păcatele multora, a doua oară fără de păcat se va arăta celor ce cu stăruință l-așteaptă spre mântuire. Epistola către Evrei a Sfântului Apostol Pavel, capitolul al 10-lea. În adevăr, legea, având umbra bunurilor viitoare, iar nu însuși chipul lucrurilor, nu poate niciodată, cu aceleași jertfe aduse neîncetat în fiecare an, să facă desăvârșiți pe cei ce se apropie. Altfel, n-ar fi încetat oare jertfele aduse dacă cei ce săvârșesc slujba dumnezeiască fiind odată curățiți n-ar mai avea nicio conștiință a păcatelor, ci prin ele, an de an, se face amintirea păcatelor, pentru că este cu neputință ca sângele de taur și de țap să înlăture păcatele. Drept aceea, intrând în lume, zice:
jerfe și prin os n-ai voit, dar mi-ai întocmit trup, arderi de tot și jerfe pentru păcat nu ți-au plăcut. Atunci am zis, iată vin. În capătul cărții este scris despre mine, să fac voia ta, Dumnezeule. Zicând mai sus că jerfă și prinoase și arderile de tot și jerfele pentru păcat n-ai voit, nici nu ți-au plăcut care se aduc după lege. Atunci a zis, iată vin ca să fac voia ta, Dumnezeule. El desfințează deci pe cei din tâi ca să statornicească pe al doilea. Într-o această voință suntem sfințiți prin jerfa trupului lui Iisus Hristos odată pentru totdeauna. Și orice preot stă și slujește în fiecare zi și aceleași jerfe aduce de multe ori, ca unele care niciodată nu pot să înlăture păcatele. Acesta, dimpotrivă, aducând o singură jerfă pentru păcate, așezut în vecii vecilor de-a dreapta lui Dumnezeu. Și așteaptă până ce vrăjmașii lui vor fi puși așternut picioarelor lui. Căci printr-o singură jerfă adusă a adus la veșnică desăvârșire pe cei ce se sfințesc, dar și Duhul cel Sfânt ne mărturisește aceasta, fiindcă după ce a zis, acesta este așezământul pe care îl voi întocmi cu ei după acele zile, zice Domnul, da voi legile mele în inimile lor și le voi scrie în cugetele lor și adaugă, iar de păcatele lor și de fără de legile lor nu-mi voi mai aduce aminte, unde este dar iertarea acestora, nu mai este jertfă pentru păcate. Drept aceea, fraților, având îndrăzneală să intrăm în Sfânta Sfintelor prin sângele lui Iisus, pe calea cea nouă și vie pe care pentru noi a înnoit-o prin catapeteasmă, adică prin trupul său, și având mare preot peste casa lui Dumnezeu, să ne apropiem cu inimă curată, întru plinătatea credinței, curățindu-ne prin stropire inimile de orice cuget rău și spălându-ne trupul în apă curată, să ținem mărturisirea nădejdii cu neclintire, pentru că credincios este cel ce a făgăduit, și să luăm seama unul altuia ca să ne îndemnăm la dragoste și la fapte bune, fără să părăsim biserica noastră, precum le este obiceiul unora, ci îndemnător făcându-ne cu atât mai mult cu cât vedeți că se apropie ziua aceea. Căci dacă păcătuim de voia noastră după ce am luat cunoștință despre adevăr, nu ne mai rămâne pentru păcate nicio jertfă, ci o înfricoșată așteptare a judecății și iuțimea focului care va mistui pe cei potrivnici. Călcând cineva legea lui Moise, e ucis fără de milă, pe cuvântul a doi sau trei martori, gândiți-vă! Cu cât mai aspră fie va pedeapsa cuvenită celui ce a călcat în picioare pe Fiul lui Dumnezeu și a nesocotit sângele testamentului cu care s-a sfințit și a batjocorit Duhul Harului. Căci cunoaștem pe cel ce a zis, a mea este răzbunarea, eu voi răsplăti, și iarăși Domnul va judeca pe poporul său. Înfricoșător lucru este să cădem în mâinile Dumnezeului celui viu. Aduceți-vă dar aminte mai întâi de zilele în care, după ce ați fost luminați, ați răbdat luptă grea de suferințe, parte făcându-vă priveliște cu ocările și cu necazurile îndurate, parte suferind împreună cu cei ce treceau prin unele ca acestea, căci ați avut milă de cei închiși, iar răpirea averilor voastre ați primit-o cu bucurie, bine știind că voi aveți o mai bună și statornică avere. Nu le pădați dar încrederea voastră care are mare răsplătire, căci aveți nevoie de răbdare, ca făcând voia lui Dumnezeu să dobândiți făgăduința, căci mai este puțin timp, prea puțin, și cel ce e să vină va veni și nu va întârzia, iar dreptul din credință va fi viu și nu se va îndoi cineva, nu va binevoi sufletul meu întru el. Și de se va îndoi cineva, nu va binevoi sufletul meu întru el. Noi nu suntem fii ai îndoielii spre pieire, ci ai credinței spre dobândirea sufletului. Epistola către evrei a Sfântului Apostol Pavel, capitolul al 11-lea. Iar credința este încredințarea celor nădăjduite, dovedirea lucrurilor celor nevăzute. Prin ea, cei din vechime au dat buna lor mărturie,
Prin credință înțelegem că s-au întemeiat viacurile prin cuvântul lui Dumnezeu, de s-au făcut din nimic cele ce se văd. Prin credință, Abel a adus lui Dumnezeu mai bună jertfă decât Cain, pentru care a luat mărturie că este drept, mărturisind lui Dumnezeu despre darurile lui, și prin credință grăiește și azi, deși a murit. Prin credință, Enoch a fost luat de pe pământ ca să nu vadă moartea și nu s-a mai aflat pentru că Dumnezeu îl strămutase, căci mai înainte de a-l strămuta, el a avut mărturie ca bineplăcut lui Dumnezeu. Fără credință, dar nu este cu putință să fim plăcuți lui Dumnezeu, căci cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El este și că se face răsplătitor celor care îl caută. Prin credință, luând noi înștiințare de la Dumnezeu despre cele ce nu se vedeau încă, a gătit cu evlavie o corabie spre mântuirea casei sale. Prin credință, el a osândit lumea și dreptății celei din credință s-a făcut moștenitor. Prin credință, Avraam, când a fost chemat, a ascultat și a ieșit la locul pe care era să-l ia spre moștenire și a ieșit neștiind încotro merge. Prin credință a locuit vremelnic în pământul făgăduinței ca într-un pământ străin, locuind în corturi cu Isaac și cu Iacov, cei dinpreună moștenitori ai aceleiași făgăduințe, căci aștepta cetatea cu temelii puternice, al cărei meșter și lucrător este Dumnezeu. Prin credință și Sara însă și-a primit putere să zămislească fiu, deși trecuse de vârsta cuvenită, pentru că ea l-a socotit credincios pe cel ce făgăduise. Pentru aceea, dintr-un singur om și acela ca și mort, s-au născut atâția urmași, mulți ca stelele cerului și ca nisipul cel fără de număr de pe țărmul mării. Toți aceștia au murit într-o credință, fără să primească făgăduințele, ci văzându-le de departe și iubindu-le cu dor și mărturisind că pe pământ ei sunt străini și călători, iar cei ce grăiesc unele ca acestea dovedesc că ei își caută lor patrie. Într-adevăr, dacă ar fi avut în minte pe aceia din care ieșiseră, aveau vreme să se întoarcă. Dar acum ei doresc una mai bună, adică pe cea cerească. Pentru aceea Dumnezeu nu se rușinează de ei ca să se numească Dumnezeul lor, căci le-a gătit lor cetate. Prin credință, Avraam, când a fost încercat, a adus pe Isaac jertfă. Cel ce primise făgăduințele aducea jertfă pe fiul său unul născut. Către el grăise Dumnezeu, când Isaac ți se va da ție urmaș. Dar Avraam a socotit că Dumnezeu este puternic să-l învieze și din morți. Drept aceea l-a dobândit înapoi ca un fel de pildă a învierii lui. Prin credința despre cele viitoare a binecuvântat Isaac pe Iacov și pe Esau, prin credință Iacov, când a fost să moară, a binecuvântat pe fiecare din fiii lui Iosif și s-a închinat rezemându-se pe vârful toiagului său. Prin credință Iosif, la sfârșitul vieții, a pomenit despre ieșirea fiilor lui Israel și a dat porunci cu privire la vasele sale. Prin credință, când s-a născut Moise, a fost ascuns de părinții lui 3 luni, căci l-au văzut prunc frumos și nu s-au temut de porunca regelui. Prin credință, Moise, când s-a făcut mare, n-a vrut să fie numit fiul fiicei lui Faraon, ci a ales mai bine să pătimească cu poporul lui Dumnezeu decât să aibă dulceața cea trecătoare a păcatului, socotind că bagiocorirea pentru Hristos este mai mare bogăție decât comorile Egiptului, fiindcă se uita la răsplătire. Prin credință a părăsit Egiptul fără să se teamă de urgia regelui, căci a rămas neclintit ca cel care vede pe cel nevăzut. Prin credință a rânduit paștile și stropirea cu sânge, ca îngerul nimicitor să nu se atingă de cei întâi născuți ai lor. Prin credință au trecut israeliții Marea Roșie ca pe uscat, pe care egiptenii, încercând și ei să o treacă, s-au înecat. Prin credință zidurile Ierihonului au căzut după ce au fost înconjurate 7 zile. Prin credință Rahav desfrânata, fiindcă primise cu pacei scoadele, n-a pierit împreună cu cei neascultători.
Și ce voi mai zice? Căci timpul nu-mi va ajunge ca să vorbesc de Gedeon, de Barac, de Samson, de Ieftaie, de David, de Samuel și de proroci, care prin credință au biruit împărății, au făcut dreptate, au dobândit făgăduință, le-au astupat gurile leilor, au stins puterea focului, au scăpat de ascuțișul sabiei, s-au împuternicit din slab ce erau, s-au făcut tare în război, au întors taberele vrăjmașilor pe fugă, unele femei și-au luat pe morților înviați, iar alții au fost chinuiți, neprimind izbăvirea, ca să dobândească mai bună înviere. Alții au suferit bajocură și bici, ba chiar lanțuri și închisoare. Au fost uciși cu pietre, au fost puși la cazne, au fost tăiați cu fierăstrăul. Au murit uciși cu sabie, au pribegit în piei de oaie și în piei de capră, lipsiți, strâmtorați, rău primiți. Ei, de care lumea nu era vrednică, au rătăcit în pustii și în munți și în peșteri și în crăpăturile pământului. Și toți aceștia, mărturisiți fiind prin credință, n-au primit făgăduința. Pentru că Dumnezeu rânduise pentru noi ceva mai bun, ca ei să nu ia fără noi desăvârșirea. Epistola către evrei a Sfântului Apostol Pavel, capitolul al 12-lea. De aceea și noi, având împrejurul nostru atâta nori de mărturii, să lepădăm orice povară și păcatul ce gravnic ne împresoară și să alergăm cu stăruință în lupta care ne stă înainte, cu ochii ațintiți asupra lui Iisus, începătorul și plinitorul credinței, care, pentru bucuria pusă înaintei, a suferit crucea, n-a ținut seama de ocara ei și a așezut de-a dreapta tronului lui Dumnezeu. Luați aminte, dar, la cel ce a răbdat de la păcătoși asupra sa o atât de mare împotrivire, ca să nu vă lăsați osteniți slăbind în sufletele voastre. În lupta voastră cu păcatul nu v-ați împotrivit încă până la sânge. Și ați uitat îndemnul care vă grăiește ca unor fii. Fiul meu, nu disprețui certarea Domnului, nici nu te descuraja când ești mustrat de el, căci pe cine îl iubește Domnul îl ceartă și biciuiește pe tot fiul pe care îl primește. Răbdați spre înțelepțire, Dumnezeu se poartă cu voi ca față de fii, căci care este fiul pe care tatăl său nu-l pedepsește? Iar dacă sunteți fără de certare, de care toți au parte, atunci sunteți fii nelegitimi și nu fii adevărați. Apoi dacă am avut pe părinții noștri după trup care să ne certe și ne sfiam de ei, oare nu ne vom supune cu atât mai vârtos Tatălui Duhurilor ca să avem viață? Pentru că ei, precum găseau cu cale, ne pedepseau pentru puține zile, iar acesta spre folosul nostru, ca să ne împărtășim de sfințenia Lui. Orice mustrare la început nu pare că e de bucurie, ci de întristare, dar mai pe urmă dă celor încercați cu ea roada pașnică a dreptății. Pentru aceea îndreptați mâinile cele ostenite și genunchii cei slăbănogiți. Faceți scărări drepte pentru picioarele voastre, așa încât cine este șchiop să nu se abată, ci mai vârtos să se vindece. Căutați pacea cu toți și sfințenia, fără de care nimeni nu va vedea pe Domnul, veghind cu luarea minte ca nimeni să nu rămână lipsit de harul lui Dumnezeu și ca nu cumva, odrăzlind vreo pricină de amărăciune, să vă tulbure și prin ea mult să se molipsească și să nu fie vreunul desfrânat sau întinat ca Esau, care pentru o mâncare și-a vândut dreptul de întâi născut. Știți că mai pe urmă, când a dorit să moștenească binecuvântarea, nu a fost luat în seamă, căci, deși cu lacrimi a căutat, n-a mai avut cum să schimbe hotărârea, căci voi nu v-ați apropiat nici de muntele ce putea fi pipăit, nici de focul care ardea cu flacără, nici de nor, nici de beznă, nici de vijelie, nici de glasul trâmbiței, nici de răsunetul cuvintelor despre care cei ce le auzeau s-au rugat să nu li se mai grăiască, deoarece nu puteau să sufere porunca, chiar dacă și fiară de s-ar atinge de munte să fie ucisă cu pietre sau să fie străpunsă cu săgeata. Și atât de înfricoșătoare era arătarea încât Moise a zis: sunt înspăimântat și mă cutremur.
ci v-ați apropiat de muntele Sion și de cetatea Dumnezeului celui viu, de Ierusalimul cel ceresc și de zeci de mii de îngeri în adunare sărbătorească, și de biserica celor întâi născuți care sunt scriși în ceruri și de Dumnezeu judecătorul tuturor și de duhurile drepților celor desăvârșiți și de Iisus mijlocitorul noului testament și de sângele stropirii care grăiește mai bine decât al lui Abel. Luați seama să nu vă lepădați de cel care vorbește, căci dacă aceia n-au scăpat de pedeapsă, nevoind să asculte pe cel ce le grăia pe pământ, cu atât mai mult noi, îndepărtându-ne de cel ce ne grăiește din ceruri, al cărui glas odinioară a scutuit pământul, iar acum vorbind a făgătuit, încă o dată voi clătina nu numai pământul, ci și cerul. Iar prin aceea că zice încă o dată arată schimbarea celor clătinate ca unor lucruri făcute ca să rămână cele neclintite. De aceea, fiindcă primim o împărăție neclintită, să fim mulțumitori și așa să-i aducem lui Dumnezeu închinare plăcută cu evlavie și cu sfială, căci Dumnezeul nostru este și foc mistuitor. Epistola către evrei a Sfântului Apostol Pavel, capitolul al 13-lea. Rămâneți într-o dragoste frățească, primirea de oaspeți, să nu uitați căci prin aceasta unii, fără să știe, ca să știe, au primit în gazdă îngeri. Aduceți-vă aminte de cei închiși, ca și cum ați fi închiși cu ei. Aduceți-vă aminte de cei ce îndură rele, întrucât și voi sunteți în trup. Cinstite să fie nunta întru toate și patul nespurcat, iar pe desfrânații va judeca Dumnezeu. Feriți-vă de iubirea de argint și îndestulați-vă cu cele ce aveți, căci însuși Dumnezeu a zis, nu te voi lăsa, nici nu te voi părăsi. Pentru aceea, având bună îndrăzneală să zicem, Domnul este într-ajutorul meu, nu mă voi teme, ce-mi va face mie omul? Aduceți-vă aminte de mai marii voștri care v-au grăit vouă cuvântul lui Dumnezeu. Priviți cu luarea minte cum și-au încheiat viața și urmați-le credința. Iisus Hristos ieri și azi și în veci este același. Nu vă lăsați furați de învățăturile străine cele de multe feluri, căci bine este să vă întăriți prin har inima voastră, nu cu mâncăruri de la care n-au avut niciun folos cei ce au umblat cu ele. Avem altar de la care nu au dreptul să mănânce cei ce slujesc cortului. Într-adevăr, trupurile dobitoacelor, al căror sânge i-a dus de arhiereu pentru împăcare în Sfânta Sfintelor, sunt arse afară din tabără. Pentru aceea și Iisus, ca să sfințească poporul cu sângele său, a pătimit în afara porții. Deci, dar să ieșim la el afară din tabără, luând asupra noastră ocara lui, căci nu avem aici cetate stătătoare, ci o căutăm pe aceea ce va să fie. Așadar, prin el să aducem pururea lui Dumnezeu jertfă de laudă, adică rodul buzelor, care preaslăvesc numele lui. Iar facerea de bine și întrajutorarea nu le dați uitării, căci astfel de jertfe sunt bine plăcute lui Dumnezeu. Ascultați pe mai marii voștri și vă supuneți lor, fiindcă ei priveghează pentru sufletele voastre, având să dea de ele seamă, ca să facă aceasta cu, aceasta cu bucurie și nu suspinând, căci aceasta nu va fi de folos. Rugați-vă pentru noi, că suntem încredințați că avem un cuget bun, dorind ca întru toate cu cinste să trăim. Și mai mult vă rog să faceți aceasta ca să vă fiu dat înapoi mai curând. Iar Dumnezeul păcii, Cel ce prin sângele unui testament veșnic, a sculat din morți pe păstorul cel mare al oilor, pe Domnul nostru Iisus, să vă întărească în orice lucru bun ca să faceți voia Lui și să lucreze în noi ceea ce este bine plăcut în fața Lui prin Iisus Hristos, căruia-i fie slava în vecii vecilor. Amin. Și vă rog, fraților, să îngăduiți acest cuvânt de îndemn, căci vi l-am scris pe scurt. Să știți că fratele Timotei este slobod. Dacă vine mai degrabă, vă voi vedea împreună cu el. Îmbrățișați pe toți mai marii voștri și pe toți sfinții, vă îmbrățișează cei din Italia. Harul fie cu voi cu toți. Amin.